Râmnicul a dobândit în 2018 ceea ce îi lipsea de mai bine de 20 de ani. Din dorința de a realiza un proiect de prezentare al municipiului, jurnaliștii Gheorghe Zmeoreanu și Tiberiu Pârnău au realizat un album pe care l-au denumit Râmnicul 10x10, o lucrare care cuprinde o serie de articole atât în română cât și în engleză, cu atracții turistice, instituții publice, agenți economici care au pus umărul la dezvoltarea orașului în ultimii ani, dar și furnizori de utilități din zonă. Albumul începe cu o prezentare din punct de vedere istoric, apoi o așezare geografică a municipiului și toate coordonatele privitoare la acest aspect, apoi partea demografică, cartierele municipiului Râmnicu-Vâlcea cu informații, cu fotografii, bineînțeles, și în premieră sunt foarte multe fotografii realizate cu drona, fotografii aeriene care pun într-o lumină, spunem noi, frumoasă orașul Râmnicu-Vâlcea. Apoi avem partea de utilități cu toate societățile care distribuie apă, energie termică, partea de salubritate. După aceea mergem pe partea de transport. Descriem tot ce înseamnă transportul municipiului Râmnicu-Vâlcea. Apoi vin muzeele municipiului Râmnicu-Vâlcea, Muzeul de Artă, Muzeul Anton Pan, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului și după aceea insistăm foarte mult pe, și am acordat un spațiu destul de amplu bisericilor din municipiul Râmnicu-Vâlcea, laturii spirituale a orașului. Avem foarte multe monumente religioase pe care le descriem și le înfățișăm cititorilor cu fotografii foarte interesante. Mergem apoi și prezentăm structura școlară, prezentăm principalele unități de învățământ din municipiu, începând cu Colegiul Național la Hovari, Colegiul Mircea cel Bătrân, Școala Tache Ionescu, Școala numărul 10, Școala Anton Pan din Ostroveni și multe alte lucruri la fel de interesante pe care îi lăsăm pe cititori și pe vizitatorii noștri să le descopere în acest album. Potrivit autorilor, albumul poate fi folosit de către autorități ca o carte de vizită, atât pentru viitoarele delegații străine, cât și pentru alți turiști interesați de istoria și atracțiile municipiului. Întregul tiraj al acestui album a fost predat primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea. Ei sunt cei care vor distribui, vor pune la dispoziția, repet, în special a vizitatorilor care trec pragul municipiului Râmnicu-Vâlcea și a primăriei.